Găsit la o nouă ediție a emisiunii Drumul spre Sănătate. Eu sunt Mihaela Andrea, iar invitatul meu de astăzi este domnul dr. Raul Pătrașcu, managerul Spitalului Județean Timișoara. Bună ziua! Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag! Domnule doctor, ne aflăm la finalul unui an plin de încercări, eforturi și sacrificii, într-un context epidemiologic fără precedent. V-aș ruga să ne spuneți, pentru început, care au fost cele mai mari provocări cu care v-ați confruntat în acest an? Sigur, aș începe prin a spune că, într-adevăr, a fost un an altfel. A fost un an în care nu doar noi, ca și sistem sanitar românesc, ci întreaga lume s-a confruntat cu o criză cu care nu s-a mai confruntat omenirea de 100 de ani, de la pandemia gripei spaniole din 1918. Doar atunci am mai avut un asemenea număr de cazuri și un asemenea dezastru din punct de vedere sanitar în ceea ce privește costul de vieți omenești și costuri economice și costuri în ceea ce privește suferința personalului sanitar, căci prea puțină lume vorbește despre asta. Provocările au fost foarte mari, într-adevăr. Noi la Spitalul Județean am avut și reușite însă. Fiind un manager tânăr, aflat la primul mandat, evident că nimeni nu se aștepta ca în câteva luni să vină potopul, cum ar veni. Și a venit această pandemie. Însă noi de fiecare dată am încercat și am dat dovadă că dincolo de angajații sistemului de sănătate, dincolo de meseria de medici, de asistente, de infirmiere, suntem oameni. Prin muncă foarte multă, prin empatie față de colegii noștri și față de semenii noștri care sunt pacienții, prin atitudinea aceasta de a veni împreună în momentele cele mai grele, am reușit ca în tot acest timp nu doar să oferim îngrijiri de calitate pacienților, ci să nu refuzăm pe nimeni, indiferent de patologie. Căci noi tratăm și cele mai grave cazuri de COVID, dar și cele mai grave cazuri de toate celelalte patologiile, pentru că suntem un spital de factor regional. Iar în tot acest timp, noi, pe de o parte, nu am trimis pe nimeni și n-am transferat pe nimeni din spitalul nostru, nici în alt județ, nici altundeva, dar nici n-am neglijat bolnavii cronici. Inclusiv în perioada stării de urgență, noi am avut ambulatoriul deschis, am fost singurul ambulatoriu deschis din județul Timiș. N-am neglijat pacienții diabetici. Am creat pentru ei un sistem de telemedicină, ca să nu-i punem în pericol să vină prea mult la spital. Sigur că unii dintre ei trebuie să vină, dar prin sistemul de telemedicină au acces la consultații și chiar la eliberarea rețetei din confortul casei dânșilor. Pentru bolnavii cu boli neurologice cronice, pentru bolnavii cardiologici cronici. Toți aceștia au avut acces și au în continuare la servicii de sănătate pentru că ei trebuie să urmăriți și tratați. O altă provocare a fost, desigur, la început, reorganizarea circuitelor și aprovizionarea cu echipamente de protecție. În ceea ce privește aprovizionarea cu echipamentele de protecție, noi am fost cumva prevăzători. Și anume, atunci când au apărut primele cazuri în China, ne-am gândit că acest virus va ajunge în Europa și inevitabil va ajunge și la noi în țară. Și atunci, încet, încet, începând cu luna decembrie și până în martie, noi ne-am făcut stocuri de echipamente de protecție. Fie că vorbim de măști, atât măști simple cu chirurgicale, cât și măști de protecție suplimentară, FFP2 sau FFP3, mănuși, botoșei, halate, bonete și combinezoane. Astfel încât atunci când a venit pandemia și de atunci încoace, noi niciodată nu am avut probleme cu stocurile de echipamente de protecție. De ce? Pentru că pentru mine, ca manager, datoria mea este să pun totul la dispoziție colegilor mei, astfel încât aceștia să-și facă datoria în condiții de maximă siguranță. Eu nu i-aș fi trimis pe ei în luptă nenarmați, pentru că, să nu ne înșelăm, acesta este un război și nici măcar nu este un război tradițional, pentru că, dacă vă aduceți aminte, în 1918 și în 1945 chiar, de Crăciun, că suntem în perioada sărbătorilor, existau armistiții. Inamicii jucau și meciuri de fotbal împreună. Ziceau, acum avem pace o zi, că vin sărbătorile. Ei, acest inamic cu care ne confruntăm noi este unul implacabil. Nu ține de sărbători, nu-i pasă de opțiunea noastră politică, de orientarea religioasă.
de vârstă, de nimic nu-i pasă și nu se oprește. Colegii noștri și noi muncim și zilele astea și nu ne oprim. Nu avem concedii. Singurele concedii care au fost medicale unele. Fiind în această situație de război, nu puteam să-mi trimit colegii, cum ar veni, nenarmați la luptă. Asta a fost o provocare pe care pot să spun că am depășit-o cu brio. Cealaltă de care vă spuneam, și este bine cunoscut faptul că sistemul sanitar este unul învechit. Sistemul sanitar românesc este cel mai slab dezvoltat și finanțat din Uniunea Europeană. Ei, dar ia uite că așa cum este sistemul ăsta atât de blamat și medicii ăștia care sunt atât de blamați de media, de societate în general, de atâția zeci de ani, uite că totuși am demonstrat că putem fi oameni, că putem lucra împreună în condițiile pe care le avem, astfel încât pe lângă celelalte țări cu sisteme medicale mult mai performante, Belgia, Franța, Italia, Marea Britanie, care au clacat sub povara acestui virus, uite că noi încă nu am clacat și suntem aici pentru oameni și vom fi. Iar noi la Spitalul Județean suntem pe deplin, cum să spunem, cunoștință de cauză, de jurământul pe care l-am depus și de datoria pe care o avem față de pacienți. Și anume să-i ajutăm până la ultima suflare și să luptăm pentru ei și alături de ei, astfel încât să facem tot ce este omenește posibil să le salvăm viețile. Astfel că, în perioada de început, am luat niște decizii foarte rapide. Sigur că împreună cu colegii mei, șefii de secții, cu specialiștii în domeniu, cu DSP-ul, cu Institutul Național de Sănătate Publică, astfel încât am fost unul din primele spitale din țară care am luat măsuri. Am interzis accesul aparținătorilor în spital. Nu de drag, nu că am vrut asta, căci la început, în primele zile, mi s-a reproșat. Dar am făcut-o tocmai pentru a proteja pacienții, nu personalul medical. Că personalul medical se protejează oricum, dar pacienții care sunt internați cu alte boli și nu știu dacă ruda care vine în vizită este contaminată sau nu și n-am cum să determin chestiunea asta. Sunt puși în mare pericol, pentru că ei deja sunt mult mai vulnerabili în fața acestei boli. Am avut cea mai mare zonă galbenă și roșie din țară și cel mai rapid pus în funcțiune, în clădirea de ortopedie. Am făcut prima intervenție chirurgicală pe un pacient COVID din țară. Este vorba de o pacientă care era însărcinată în acel moment, venită de la Arad. Am făcut și alte premiere naționale care n-au fost pe COVID, pentru că noi am evoluat în tot acest an, nu ne-am cramponat doar în lupta împotriva COVID-ului. Și cum au făcut aceste circuite? Gândite cu cap. Am construit acolo unde a fost nevoie să construim, obținând în același timp autorizații de funcționare de la DSP și de incendiu pentru a lucra în condiții de siguranță și pe bani puțin, pentru că se poate face atunci când nu vrei să bagi în propriul buzunar, se poate face performanță și în România. Și anul acesta, cred că sistemul sanitar a dat dovadă de acest lucru. Chiar voiam să vă întreb dacă în contextul acestei crize sanitare a fost vreun pacient cronic care a avut de suferit în această perioadă. Nu a avut de suferit niciun pacient și pot să vă spun acest lucru cu mâna pe inimă. Din contră, avem atâtea feedback-uri bune și astea, să știți că ne ajută, pentru că vorbeam de provocări. O altă provocare este oboseala personalului medical și presiunea la care ei sunt supuși zi de zi și moartea sau amenințarea cu moartea pacienților la care are, cum să spun eu, lasă o traumă pe sufletul omenesc. Pacienții și societatea în general n-a fost expusă la ceea ce se întâmplă în spatele ușilor închise, și anume că medicii, asistentele, infirmierele sunt și ei oameni, nu sunt implacabili, nu sunt monștri, iar suferința pacienților noștri ne lasă o urmă pe suflet. Ei bine, recunoștința pe care o primim din partea miilor de pacienți pe care i-am salvat e peste orice alt, alt premiu bănesc sau orice altă recunoaștere. Cred că am primit și alte recunoașteri și alte premii naționale și internaționale anul acesta. Dar pe noi ne alină cel mai mult și ne unge cel mai mult pe suflet recunoștința pacienților pe care i-am salvat. Pacienți gravi veniți din mai toată țara, mulți de terapie intensivă, pe care am reușit să-i punem pe picioare și au plecat acasă sănătoși și vindecați de COVID. Asta ne face să punem pas în pas înainte în fiecare zi, să venim împăcați la lucru și să plecăm împăcați de la lucru știind că facem o diferență.
Da, cu toate că noi stăm foarte bine la acest capitol, în multe unități medicale din țară s-au constatat deficiențe de organizare și coordonare și cel mai bun exemplu ar fi tragedia de la Piatra Neamț. Ce soluții există pentru ca o asemenea dramă să nu se mai repete? Sigur. Aici trebuie să vorbesc totuși de o chestiune pe care o spun de aproximativ 5 ani, dacă nu mai mult timp. Este evident că sănătatea are nevoie de o reformă. E una structurală, una reală, dincolo de declarațiile politice. Ce ne așteptăm noi de la decidenți este o schimbare reală, pentru că mulți dintre noi care am venit și facem performanță în România, în sistemul sanitar, am venit din străinătate, unde eram odată plătiți foarte bine și apreciați. Și am venit aici unde suntem plătiți mai puțin bine și nu ne plângem pentru că am ales asta și am simțit că e datoria noastră și nu mai suntem și înjurați. Nu e problemă, că ne-am asumat chestiunea aceasta. Dar ne așteptăm de la decidenți să fim luați în seamă ceea ce am fost. Trebuie să vă spun că anul acesta a avut o colaborare fără precedent, cred că, în istorie cu Guvernul României și cu Ministerul Sănătății și cu Inspectoratul de Stat pentru Situații de Urgență. Oricând am avut vreo problemă sau vreo deficiență, au răspuns la telefon. Deci tragedii care, precum cele care s-au întâmplat la Piatra Neamț, pot fi prevenite pe viitor, odată, printr-o mai mare preocupare a managerilor de spitale. Sigur că, având un spital atât de mare, cum e și cel din Piatra Neamț, cum e și cel din Spitalul Județean, nu pot să le urmăresc pe toate, că sunt mii de chestiuni care pot apărea zilnic. Însă treaba mea e să-mi construiesc o echipă, chiar dacă asta durează în timp, care să fie capabilă să mă susțină activitatea și iar împreună, că spitalul nu este al meu pe persoană fizică, nu este al vreunui șef de secție, nu poate fi al unui, este al oamenilor. E un spital public. De aceea el are nevoie de o echipă performantă care să poată să se ocupe de toate aceste treburi. Însă, în sprijinul echipei, trebuie să vină reformele structurale din domeniu. Iar aceste reforme nu vin decât cu ajutorul decidenților politici. Iar așteptarea noastră cea mai arzătoare și sincer, este că această schimbare să fie una reală și nu doar declarativă. Vorbim de metodele și, sigur, și cantitatea de finanțare, vorbim de o transparență mai ridicată, vorbim de o creștere a performanței prin, nu doar prin îmbunătățirea dotărilor, deci alea sunt cele mai arzătoare. Noi stăm bine la județean, că ne-am mișcat bine și anul acesta și în alți ani, dar există unități care nu stau așa de bine. Și sigur, vorbim și despre o structurare a întregului sistem. De exemplu, dacă este să vorbim despre rezidenți, da? De ce pleacă foarte mulți și de ce am pierdut foarte mulți medici? Percepția greșită a fost că medicii români pleacă pentru că nu sunt bine plătiți. Nu e adevărat. Foarte puțini medici au plecat din cauza salariului. Există două motive principale. Unu, lipsa de predictibilitate în carieră. Adică eu, dacă dau rezidențiatul, nu știu peste 4, 5 sau 6 ani când termin, dacă voi avea un post undeva. Acest lucru se poate rezolva foarte ușor în legea sănătății sau printr-o nouă lege, pentru că legea actuală, gândiți-vă, legea sănătății din 2006, are 8 capitole, 200 de articole cam și a suferit 2000 de modificări. 2000 de modificări la o singură lege. Evident că este haotic și doar cineva care stă și o analizează știe ce se întâmplă. Restul bâșbuie. Eu, dacă aș fi un medic tânăr, evident că și eu mi-aș dori să plec, pentru că habar n-am dacă să spun eu anul acesta, numai ce am dat examenul de rezidențiat. Păi, ce mi-aleg? Nu știu dacă să-mi aleg oftalmologie, că poate îmi place oftalmologia, dar îmi place și chirurgia generală. Nu știu pe care să o aleg, pentru că habar n-am dacă peste 5 ani, că atât durează aceste două rezidențiate pentru aceste specialități, voi putea să-mi găsesc un post undeva în țară. E bine, acest lucru se poate rezolva foarte ușor, pentru că noi putem ști exact unde vor fi posturi peste 5 ani. Printr-o lege dată, de asta vă spuneam, ar trebui o nouă lege a sănătății, fără modificări, că au fost deja 2000, astfel încât să existe o planificare multianuală a posturilor. Și sunt sute de alte exemple. Am avea nevoie de un fond de investiții în sănătate. Am avea nevoie de o transparență a cheltuirii banilor, pentru că foarte mult se pierd, sigur, suntem și subfinanțați, dar foarte mult se pierd fie datorată corupției, fie datorată ineficienței actului de management. Sunt foarte multe de schimbat. Da. O altă problemă care a ieșit în evidență odată cu declanșarea pandemiei a fost faptul că în România nu se investește foarte mult în programele de prevenție a bolilor cronice.
V-aș ruga să ne spuneți din punctul dumneavoastră de vedere, ce măsură mai reprezintă pacienții, nucleul în jurul căruia funcționează sistemul medical? Da. Asta, acest semn, da, această chestiune că noi nu avem programe de prevenție, este un semn, nu un simptom, un semn, că se vede, al faptului că sistemul sanitar este unul antic. În toate sistemele de sănătate moderne, care funcționează performant, circa 70% din finanțare merge pe prevenție și medicina primară și de ambulatoriu și 30% pentru medicina de specialitate. Ei bine, la noi în România, ponderea aceasta este exact inversată. Doar 30% din finanțare merge la medicii de familie și medicina de ambulatoriu și 70% pe cazurile grave. Acest lucru se poate schimba și există reforme concrete care pot încuraja atât medicina de familie, cât și medicina de ambulatoriu, astfel încât să depistăm mai repede bolile cronice ale pacienților, pentru că cât le depistăm mai repede, să vorbim, să zicem, de un diabet zaharat sau de o boală cronică de rinichi, cu cât le depistezi mai repede aceste patologii, cu atât parcursul pacientului este mai bun, boala mai ușoară, mai ușor de tolerat, o viață normală, mai productivă pentru societate, că vorbim și din rațiuni economice, și mai puțin costisitoare pentru sistemul sanitar. Și banii ăia se pot duce apoi în investiții reale și mari pe partea de spital, unde se ajung în doar cazurile grave. Ce se întâmplă acum la noi? Majoritatea acestor, sau foarte multe dintre aceste cazuri, n-aș vrea să mă hazardez să zic majoritatea, sunt scăpate și le ajung când se decompensează direct în spital. Trec peste faza de medicină de familie, trec peste faza de medicină de ambulatoriu și ajung direct în spital pentru că sunt decompensați, sunt agravați. Și atunci, bineînțeles că este un cost foarte mare pentru sistem, dar mai important, pentru pacient este mai dificil pentru că tratamentul e mai dificil de suportat și outcome-ul, rezultatul, nu este atât de bun decât dacă ar fi fost descoperit cu 10 ani înainte. Da, în opinia dumneavoastră, în câțiva pași, cum ar trebui reformat sistemul sanitar în așa fel încât pacienții care ajung în unitățile medicale să nu se mai simtă vulnerabili și prizonierii unui sistem bolnav? Da. În primul rând, reforma aceasta trebuie să fie una întreagă pe mai multe paliere. Nu o să vorbesc acum de palierul de finanțare, dar o să vorbesc de palierul de performanță medicală și palierul de ghidaj al pacientului. Pe partea de performanță medicală, atunci când s-a făcut reforma salarizării, a existat o șansă istorică de a așeza sistemul românesc pe același nivel cu sistemele din străinătate, unde plata este în funcție de performanță. Gândiți-vă dumneavoastră, să zicem, că ați fi un chirurg foarte bun într-un spital de top din România. Fie că este Spitalul Județean din Timișoara, fie că este Cluj, București. Dumneavoastră operați cazuri dificile și faceți 2-3 operații pe zi. Aveți un coleg care face o operație pe săptămână, dar primește același salariu cu dumneavoastră. Ați fi motivată să lucrați? Nu. Nu ați. Exact acest lucru se întâmplă acum. Este legea salarizării unitare. Era o ocazie istorică să putem să-i premiem pe cei performanți și să-i stimulăm pe cei care fac mai puține operații să spun, băi, aș dori și eu 10.000 de lei salariu, dar pentru asta trebuie să fiu mai bun. Și asta automat ar aduce cu sine și o creștere a calității actului medical atunci când există o competiție loială. Da, există un salariu de bază care să fie decent, dar peste acesta, dacă îndeplinești anumite criterii de performanță și nu doar de număr, că dacă faci 3 hernii pe zi, nu e același lucru cu dacă faci 3 extracții de tumori. Da, în funcție de complexitatea cazurilor, care oricum o măsurăm deja pentru toate raportările de la către Casa Județeană și Casa Națională. Pe medic o măsurăm, pe secție și pe spital. Deci acest lucru e foarte ușor de făcut. Dacă am introduce un asemenea sistem de plată cu per performanță, ar crește automat performanța în sistemul sanitar. Pe lângă acest lucru, cred că este vital ca fiecare spital să îndeplinească anumite norme de management al calității serviciilor medicale. Și asta include pe orice model european, american, asiatic, nu contează. În străinătate, căci eu am o experiență foarte mare cu spitalele de acolo și studiind acolo și lucrând acolo, chiar înainte de a te prezenta la spital, primești broșuri, care va fi traseul tău, la ce să te aștepți,
cum să fii pregătit. La noi, pacientul pur și simplu, aici ține și de partea de care vă spuneam de prevenție, pentru că dacă pacientul avea înainte contact cu medicul de familie, cu medicul din ambulatoriu, n-ar fi fost pierdut la fel ca și cum s-ar simți acum dacă ajunge direct în urgență și nu știe ce se întâmplă cu el. Dar și dincolo de asta, trebuie să avem un sistem care să impună în spitalul, pentru că altfel foarte puțini manageri vor face acest lucru de la sine putere, pentru că, cum să spun eu, asta nu e o chestiune de imagine, este o chestiune, nu e o chestiune neapărat de eficiență, este o chestiune pe care o faci strict că îți faci tu datoria. Noi pentru asta o facem, că asta este datoria mea, să fac lucrurile să fie cât mai bune pentru medici și pentru pacienți. Informații pe site, transparență, informații peste tot, informații afișate peste tot pentru pacienți. Ghișeul de informații deschis tot timpul cu oameni pregătiți și empatici care să nu-și piardă răbdarea și să poată comunica cu pacienții. Serviciul de pază care să fie disponibil să conducă pacienții, să le arate unde sunt anumite cabinete, unde sunt anumite secții, unde sunt cabinetele de recoltare analizelor și așa mai departe. Deci sunt lucruri care pot ridica sistemul sanitar la același nivel cu sistemul european și nu sunt chestiuni dificile. Dar dacă vedem că de atâția ani nu se poate sau nu se vrea, că nu sunt eu în măsură să spun eu cine poate și cine nu poate sau cine vrea și cine nu vrea, poate ar trebui să ne gândim să o reglementăm chestia asta și să o facem, de ce nu, cum să spun eu, independentă de gradul de finanțare al spitalului. Da. În această perioadă ne aflăm sub amenințarea unei noi tulpini a virusului SARS-CoV-2, iar experții în sănătate publică spun că nu vom putea să apelăm la infinit la soluția de extindere progresivă a secțiilor de anestezie și terapie intensivă. Ce soluție avem pentru ca această criză să nu scape de sub control? Evident, și vă spun și de ce specialiștii au dreptate. Noi echipamente și paturi putem cumpăra oricând. Problema este personalul, că nu putem naște peste noapte specialiști ATI, asistente ATI sau infirmiere de ATI. Personalul este limitat și este uman și este oricum la limita epuizării. Noi, de exemplu, la Spitalul Județean avem cel mai mare număr de paturi ATI dedicate COVID din județ și aplicăm acum printr-un proiect european să mai aducem încă vreo 20 de paturi ATI într-o construcție modulară, dar care va fi permanentă, nu temporară. Va avea autorizații de incendiu, autorizații de funcționare, autorizații de construcție și așa mai departe. Deci noi tot timpul am încercat să fim cu un pas înaintea vremurilor pe care le anticipăm și pe care cu toată lumea le anticipează. Însă, completă dreptate, nu putem extinde la infinit. Ce putem să facem este să avem un mesaj unitar și empatic față de concetățenii noștri. Și anume, noi nu vrem și n-am vrut niciodată să-i speriem. Noi nu vrem să-i certăm, că nu este vina lor că avem acest coronavirus. Este peste tot în lume. Nu e vina nimănui. Nu e nici vina noastră a medicilor, cum nu este nici vina cetățenilor. Însă, nu este de glumă cu acest virus. Așa cum vă spuneam, el nu face distinție nici între persoanele de anumită orientare politică sau alta, nici de statutul socioeconomic, nici de convingere religioase. Atacă indiscriminat. Chiar și persoanele tinere, care bravau înainte și au ajuns poate în stare gravă după aia. Este foarte important să ne protejăm. Simpla mască. Eu am avut norocul, și spun norocul pentru că chiar dacă m-am protejat, virusul este peste tot acum, nu știi niciodată. Am purtat în continuu mască și iată că am reușit în aceste luni să nu fiu printre cei infectați, așa cum mulți dintre colegii mei au reușit. O simplă mască este de ajuns, pentru că nu se transmite virusul. Chiar dacă te întâlnești cu o persoană asimptomatică, nu-l iei dacă porți mască și dacă mai apoi, după fiecare interacțiune cu o altă persoană sau dacă ai fost plecat din casă, te speli pe mâini. Asta este foarte important. În al doilea rând, e foarte important să ne vaccinăm. Foarte, foarte important. Vaccinurile este fără îndoială, o spune clar istoria. Nu o spun eu, nu este o opinie personală, este un fapt științific și istoric. Vaccinurile au ajutat la creșterea și la evoluția rasei umane, în sensul în care au salvat sute de milioane de vieți de când au fost inventate primele vaccinuri. Sute, fie că vorbim de boli debilitante precum poliomielita, fie că vorbim de meningită,
fie că vorbim de rujeolă sau rubeolă, fie că vorbim de gripă. S-au salvat sute de milioane, nu milioane, sute de milioane de vieți la nivel mondial. Iar ca și clasă de medicamente, vaccinurile sunt cele mai reglementate și strict controlate substanțe de pe piața asta, la nivel global, nu doar la nivel național. Deci aș vrea să asigur pe toți cei care se uită la noi că dacă un vaccin este pus pe piață, el este sigur. Și orice mic efect secundar ar fi, în proporție covârșitoare de mică, că vorbim de dureri la locul injectării, că vorbim de dureri de cap, că vorbim de o stare alterată o zi sau o febră, merită riscul pentru a ne putea proteja pe noi și pe cei apropiați nouă. Numai așa vom putea face la ceea ce noi prezicem că va fi un val 3 cu această nouă tulpină care are o transmisibilitate cu 70% mai ridicată. Virusul și așa se răspândește repede, vă dați seama, când această tulpină se va răspândi rapid, e posibil ca până și noi care am făcut față în ciuda sistemului de sănătate sau cu sistemul pe care îl avem, prin un efort supraomenesc al întregului colectiv medical, nu doar aici în Timiș, și noi trebuie să spunem pe față și fără, nu e vorba că ne lăudăm sau ceva, am dat tonul în țară în tot ceea ce am făcut anul acesta, dar pentru tot sistemul medical va fi foarte greu să facem față dacă nu venim împreună ca și societate și ne dăm seama că doar așa am trecut și peste gripa spaniolă, care a făcut foarte multe, zeci de milioane de victime între 1918 și 1920, nu vrem să ajungem în același stadiu. Și atunci, tot așa s-a trecut. Prin vaccinul n-a venit la timp atunci, că atunci nu existau tehnologiile de astăzi. Dar au purtat măști. Și atunci au purtat măști. Deci noi trebuie să facem același lucru, să ne protejăm, să ne vaccinăm pentru a nu ajunge în spital. Noi, mesajul nostru de empatie a fost acesta. Noi muncim oricum și noi suntem acolo oricum. Doar noi nu vrem să vă avem ca și pacienți. Nu pentru că suntem leneși, nu pentru că nu vrem să tratăm, nu pentru că v-am certa, ci pentru că nu vrem ca viața dumneavoastră să fie în pericol. Noi vrem să vă salvăm. Și cea mai bună salvare este să nu ajungeți la spital în primul rând. Pentru că virusul acesta este foarte parșiv, să știți. Foarte parșiv. Am avut oameni, pacienți care au avut evoluție foarte bună în 10 zile și în a 11-a zi, de exemplu, sau a 12-a s-au decompensat rapid. Dacă erau pe oxigen, au ajuns pe ATI, sau dacă nu erau pe oxigen, au trebuit să ajungă pe oxigen. Da, domnule Pătrașcu, vă mulțumesc frumos pentru prezența în emisiune, cât și pentru toate informațiile și precizările pe care ni le-ați oferit. Punem punct aici ediției de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție. Până data viitoare, toate cele bune!